Joia Mare a venit cu ghinion pentru un ilfovean și un sibian. Pe strada Bilț din Sibiu, ilfoveanul, în vârstă de 40 de ani, a acorda prioritate și în încercarea de a vira la stânga, a lovit mașina condusă regulamentar de către sibian. În urma impactului dintre cele două autoturisme, sibianul a fost rănit. Bărbatul de 23 de ani a fost preluat de o ambulanță smur și transportat la spital cu un traumatism la picior. Ilfoveanul va da socoteală în fața legii pentru vătămare corporală din culpă. Polițiștii biroului rutier Sibiu au intervenit la un accident de circulație produs pe strada Eduard Albert Bils din municipiul Sibiu. Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că în timp ce conducea un autoturism dinspre șoseaua Alba Iulia, un bărbat în vârstă de 40 de ani din județul Ilfov a virat la stânga fără să acorde prioritate și a intrat în coliziune cu un autoturism condus din sens opus de către un sibian în vârstă de 23 de ani. Impactul a dus la vătămarea corporală a conducătorului auto Sibian, care a fost transportat la spital conștient. În cauză, la nivelul biroului rutier Sibiu, s-a deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând de a fi stabilite cu exactitate toate circunstanțele producerii acestui eveniment rutier. Pentru a preveni astfel de situații, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să fie atenți atunci când trebuie să schimbe banda de deplasare, când părăsesc drumul cu prioritate ori când vor să pătrundă pe un drum cu prioritate. Imediat după Paști, primăria dă startul plombărilor de primăvară. Dacă vremea o va permite, primele străzi care vor beneficia de strat asfaltic nou sunt calea Cisnădiei și Justiției. Lucrările sunt programate să se desfășoare pe o perioadă de 10 zile până în 28 aprilie. De marți, 18 aprilie, intră în reparații străzile Calea Ciznădiei și Justiție, unde vor avea loc lucrări de înlocuire a stratului asfaltic de uzură. Pe Calea Ciznădiei, tronsonul dintre străzile Nicolae Iorga și Gheorghe Dima, lucrările se vor executa fără închiderea traficului pe acest tronson, dar cu anumite restricții. Ceea ce privește strada justiției, lucrările de frezare a stratului vechi de asfalt și așternerea celui nou se vor efectua exclusiv pe noapte, astfel că pe timpul zilei se va putea circula. Pe Cisnădie, intervențiile se vor realiza sub trafic. Vizat este tronsonul cuprins între străzile Nicolae Iorga și Gheorghe Dima. Se va circula pe o singură bandă, iar pe cea destinată autobuzelor se va freza și se va așterne noul strat de asfalt. Atenție, pe perioada lucrărilor, stația Tursib nu va fi funcțională. Autobuzele de pe traseele 1, 11, 14 și 111 vor avea traseu de viat pe calea Dumbrăvi și abia apoi vor ajunge în siletului. În plus, va fi închis și traficul pe Matei Milo, pe tronsonul dintre strada Calea Cisnădiei și Piața Rahovei. La intersecția dintre Milo și cisnădiei sunt programate lucrări mai ample. Pe strada Justiției se va lucra exclusiv pe timp de noapte, astfel încât traficul să nu fie afectat. Vor fi închise parcările, iar minibusurile de pe traseul 3 vor circula pe traseul deviat, ocolind zona Școala de Înot, Justiției și Bulevardul Victoriei. scumpirile din ultimul an au sărăcit masa pascala românilor. Din lipsă de bani, oamenii sunt nevoiți să renunțe la multe dintre produsele tradiționale care, în mod normal, nu ar fi lipsit niciodată din meniul de Paște. Unul dintre produsele pe care oamenii se gândesc de două ori dacă să le cumpere sau nu este carnea de miel. Anul acesta, în piața Cibin, kilogramul de carne de miel se vinde la prețuri cuprinse între 40 și 45 de lei. Așa că cei care vor să păstreze tradiția achiziției mielului întreg sunt nevoiți să scoată din buzunar aproximativ 500 de lei. Joi în de carne cam bătea vântul. Puține au fost cei care și-au permis să scoată portofelul în fața oierilor care își vând aici carnea. Parcă nici numărul de comercianți nu mai este la fel de mare că în alți ani, semn că oierii au sacrificat puțin miei, de teama să nu rămână cu ei pe masă. Anul trecut kilogramul de carne de miel s-a vândut la prețuri cuprinse între 25 și 30 de lei. La 18 ani, în loc să-și caute o meserie serioasă, un sibian riscă să meargă după gratii. Băiatul a fost reținut de polițiști. Este bănuit că la mijlocul lunii trecute a furat mai multe sume de bani dintr-o mașină uitată descuiată de către proprietar. Totul s-a întâmplat pe strada stejarului din Cisnădie. Polițiștii spun că tânărul a fi sustras din mașină sumele de 2800 de lei și 320 de euro. Băiatul va ajunge în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Polițiștii sfătuiesc pe sibian să-și încuie mașinile chiar și atunci când coboară doar pentru un minut la magazinul din colț. În plus, niciodată nu trebuie lăsate la vedere bunuri de valoare sau sume de bani. La data de 12 aprilie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cisnădie au reținut un sibian în vârstă de 18 ani, cercetat penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Tânărul este bănuit că la data de 14 martie ar fi sustras 2800 de lei și 320 de euro dintr-un autoturism lăsat descuiat, parcat pe strada Stejarului din orașul Cisnădie. În baza probatoriului administrat în cauză, polițiștii au luat măsura reținerii sibianului pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat unității de parchet competente în vederea aplicării unei măsuri preventive. Cercetările sunt continuate la nivelul poliției orașului Cisnădie, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Sibiu. Pentru a preveni furturile din autovehicule, vă reamintim câteva măsuri pe care le puteți aplica pentru siguranța bunurilor dumneavoastră. Nu lăsați la vedere în interiorul mașinii diferite bunuri de valoare chiar dacă lipsiți din auto pentru scurt timp. În stațiile de alimentare cu carburanți, pe timpul achitării contravalorii combustibilului, acționați sistemul de închidere a ușilor. Când părăsiți autoturismul, asigurați-vă că geamurile sunt închise complet. Semaforul de la Boița rămâne activ și în perioada sărbătorii pascale, deși în zonă nu vor avea loc lucrări începând de joi și până miercurea viitoare. Deși inițial cei de la drumuri anunțaseră că acesta va fi anulat de Paște, cei de la poliție au dat la loc comanda. Polițiștii spun că drumul nu este sigur pentru circulație pe ambele benzi. Din cauza lucrărilor, drumul este îngustat, iar tirurile nu ar avea nicio șansă să treacă în același timp unul pe lângă celălalt. Soluția aleasă de polițiști, deși în zonă traficul va fi infernal începând din această noapte și se va menține la valori ridicate cel mai probabil până marți noapte inclusiv, a fost cea a semaforizării zonei afectate de lucrări. Semafoarele vor funcționa pe timp de noapte, iar ziua circulația va fi dirijată de către personal specializat. Reprezentanții Sibiu au atras atenția asupra necesității suplimentării cu piloți de dirijare pe perioada 14 aprilie-17 aprilie și instruirea acestora pentru a evalua în permanență valorile de trafic înregistrate în ambele sensuri în vederea corelării timpilor de dirijare. Pe timpul nopții, traficul va fi semaforizat, anunța reprezentanții. IPG. Decizia ca semaforizarea să rămână activă a fost luată în cursul după miezii de miercuri, după ce în zonă au fost pentru a verifica starea din teren mai mulți polițiști de la circulație, reprezentanți ai DRDP, dar și ai firmei care se ocupă de lucrările din zonă. După raziile din piețele Sibiene și zona Obor, polițiști au luat cu asalt spațiile comerciale din Mediaș. Oamenii legi au verificat 33 de agenți economici, în trei dintre cazuri polițiști au constatat abateri de la normele de prevenire și combatere a evaziunii fiscale. Pentru neregulile depistate s-au dat amenzi în valoare de 11.500 de lei și s-au confiscat banii considerați nefiscalizați. La data de 12 aprilie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Sibiu cu sprijinul polițiștilor medieșeni au desfășurat activități specifice în municipiul și pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale. În cursul acțiunii desfășurate pe raza municipiului, polițiștii au verificat 33 de agenți economici în cazul a trei societăți, fiind depistate încălcări ale legislației privind obligativitatea utilizării caselor de marcat fiscale au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale în valoare de 11.500 de lei și a fost confiscată suma de 710 lei nefiscalizată.